De 13 ani, Ionela Odâmbovițeancă se luptă cu diagnosticul primit de fiul ei, tulburare de spectru autist. Marian a făcut progrese uriașe, merge la școală în învățământul de masă, frecventează cursurile zilnic și a învățat să scrie și să citească. Însă, pentru a ajunge aici, părinții au făcut eforturi mari. Toți banii câștigați au investit în programe și terapii. Au reușit să se înscrie și pe listele centrelor coordonate de DGASPC, însă mare parte din terapie au făcut-o pe cont propriu. Deci salariul nostru nu ne poate ajunge pentru tot ce facem. Noi trebuie logopedie, kinetoterapie, terapie ocupațională. Am văzut rezultate de dat, băiețelul meu știe să scrie, știe să citească, știe să socotească. Mergem în un sat la școală normală, da? Stăm fiecare zi de la 8 până la 12, e în clasa 5-a. Acum merge la centrul de la Găiești, situat la 12 km de domiciliul familiei, însă până anul trecut s-a plimbat cu băiatul pe la centre în tot județul, dar și la cabinete particulare. Ei du-te cu microbuzul, cu ocazie, ei nu au răbdare, da, foarte greu, da. Când ați descoperit că are autism? La 2 ani și jumătate. Cum să v-ați dat seama? El nu vorbea, la el comunicarea, nu vorbea, adică nici mamă practic nu spunea. Și trebuie să mergem undeva unde să putem vedea ce este problema. Da, și am mers la București. În România sunt aproximativ 30.000 de persoane care suferă de tulburări din spectrul autismului. În lume, unul din 68 de copii suferă de această tulburare. Autismul nu se poate vindeca, dar cu diagnosticarea precoce și intervenția timpurie intensivă, până la 47% dintre copiii cu autism pot trăi o viață independentă.